Salutare, e zi de sărbătoare, eu sunt la soare. Mi-am ales azi să fac lucrări de astea simple. Udarea e cam automatizată la mine, ce nu merge, mai aud direct eu. Dar vreau azi să ating un subiect, tot sunt întrebat referitor la irigare, despre cum verific, despre cum irig eu cu instalația tub orb, microtub PIX de udare, sistemul de la flori. Ales de mine pentru eficientizare și la legume. Și vă arăt din nou, am mai făcut un material, un short, cred că anul trecut, dar vă arăt din nou mai puțin mai amplu. Cum verific? Vinetele sunt mici, dar deja mari. Dacă vedeți, începe balamocul, ceea ce e foarte mișto. Culturile mele pe afară, știți că n-au mai mult de 3 săptămâni, cred, o să mă uit în arhiva YouTube, unde păstrez și genul ăsta de informație. Cum verific eu dacă funcționează, dacă curge apă pe tuburile astea? Foarte simplu. Am buruian, e primul semn, înseamnă că am apă. N-am buruian, înseamnă că ăsta nu funcționează. Vânăta n-a suferit foarte tare, dar e mai mică decât asta. Nu știu dacă se vede. Ce fac? Am două posibilități. 1. Scot microtubul din pixul ăsta, da? Și lovesc cu bobârnacul. Cu forță. Și o ia. Mai o metodă. Metoda 2. Tot așa am observat că n-am buruian și că e uscat și că această vânătă este mai mică. Și aplic metoda 2. Scot tubul din pix și mărunțesc. Da? Nu vine, da? Sug. Foarte simplu. Și bag la loc în microtub. Nu știu dacă o să pot cu mâna. Mă chinui că țin telefonul. Hai că am reușit. Și unde pun? Pun în amonte de plantă, da? Adică la deal de ea, dacă e terenul plecat. Dați așa, scuzați degetele prin cameră, încolo. Și așa, eu o pun aici sus, să vină apa din tub să se adune în jurul plantei. Curge pic, pic. Și că vânăta stă cu coada în apă și cu capul în soare. O expresie aflat acum 20 de minute de la o grădinăreasă dintre Vâlcea și Curtea de Argeș, care vin la mine să-și completeze niște răsaduri. Face și dumneai răsaduri și mi-a fost tare drag să discut cu dumneai. Și mă bucur că am putut să-i ofer și din răsadurile mele pe cale de trecere
pe linie moartă pentru continuarea culturilor. Așadar, vânăta îi place vinetelor, le place cu coada în apă și cu capul în soare. O metodă direct cu buburnacul în pix, în microtub și pix, fără să scoatem. Dacă nu o ia, trecem la celelalte două.